Pentru praznicul care crezi al Cărcurată Maicii Lui Dumnezeu, adormirea Maicii Domnului, precum bine știți în fiecare an, dar orice praznic împărătesc al Maicii Domnului, va fi spas în procesiune Sfânta Icoană, Făcătoare de Minuni. Dar rugămintea mea este în liniște, cu smerenie și rugăciune, dacă se poate și cu urmărea prinsă în mâini, o să înconjurăm Biserica Monument, apoi o să depunem icoana în baldachinul din partea stângă, unde Micuța Domnului va străjit de altfel până mâine seară, la 7:30, unde de nou va fi introdusă în Biserica Monumentului. Vă mulțumesc din inimă că ați venit în urmare, începând deja din seara aceasta, rânduiala în continuare, după ce o să încălzim Biserica Monumentului cu Sfânta Icoană, Căpătare din Mânt, se va răsca o Evtenie, cu cuvânt de învățătură, apoi la 8:30 va începe taina Sfântului Masă. La ora 12, mezinoapte, utrenia și prohodul adormirii Maicii Domnului, care, nu știu sigur, dar va ține până la 3 dimineață. Să ne vrednicească milostivul Dumnezeu, să ajungem și noaptea aceasta să privegem în mezinoapte, este bine primită în rugăciunea mezinoapte, și să aducem slavă, laudă lui Dumnezeu, și toți cei care sunteți prezenți, care veniți an de an, cu multă râdnă și evlavie, Măicuța Domnului să vă răspătească cum va ști mai bine. Odată ajunși aici, trebuie să și mulțumiți mai înce Domnului și să privegați, și noaptea, dacă se poate, lăudând, cântând, Maicii Domnului în grada mănăstirii, cum de altfel, după rândeala Sfintei noastre mănăstiri, peregrinii au cântări înălțătoare față de Maica Domnului, așa că odihna avem timp toată viața, tot să ne odihnim. Când am ajuns într-un loc sacru și sfânt, cei care, într-adevăr, o iubiți, cel ce înțeles pe Maicuța Domnului, aduceți încă o dată laude ca să ajuns. Maicuța scumpă, slavă, pe tuturor. Rugămintea mea este în liniște și vă rog frumos să nu mergeți în fața soborului de preoți și în urma preoțului sa Sfintei Icoane. Dumnezeu nostru, totdeauna, mult și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, curată cele sunt ghezborile tuturor Dumnezeu, care prin tine mișloate de tine și biserul bunătăților. Și de tătă urmă de viață, nu știu să rășurești într-un loc și curăcești prin toate întrebeciunea și cu și Dumnezeu să te vedeți. Sfinte Dumnezeu, lăsă-te tați, Sfinte fără de moarte, nu ești pe noi. Sfinte Dumnezeu, lăsă-te tați, Sfinte fără de moarte, nu ești pe noi. Sfinte Dumnezeu, lăsă-te tați, Sfinte fără de moarte, nu ești pe noi. Slavă Tatălui și Sfântului Duh și acum și Dumnezeu pe vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, cu aceste păcatele noastre, nu iată mă de lucrurile noastre, te cercetează. Și vezi că neputințele noastre, pe numele Tău, Doamne, nu ești, Doamne, nu ești, Doamne, nu ești. Slavă Tatălui și Sfântului Duh și acum și Dumnezeu pe vecilor. Tatăl nostru care și cerul să-ți iasă numele Tău. Vie împărăția ta, fac să voia ta, precum cer așa și pe pământ, pe nea noastră, cerii toate zilele. Dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșeala noastră, precum cerea te priți lor așa. Și nu ne duci pe noi, ispită și te păvește pe cer cu tău. Dar este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Dumnezeu și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru naștere veciorii ai păzit, pentru adormire lumea nu ai părăsit. Și binefăcătorii acestei Sfinte Mănăstiri, pe
pentru sănătate și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, perii prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, și Doamne, și Doamne, miluiește! Miluie, miluie!
celor ce sunt departe pe mare, și milostive stăpâne, milostivilor față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pe milostivii tot de oameni Dumnezeu ești slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă-ți-i Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților Drepte Dumnezeu și Părinților Dinșeana, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne miluiască pe noi. Ca un bun și viitor de oameni, ne vorbim. Noastră, spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu. Păzește-ne pe noi, sub sfânta acoperământul tău. Pentru vecine, Sfinte Părinte, în orice Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De la marginiu apostoli la Ghețimani vă adunați și al meu trup, zice Fecioara, cu cântări îl îngropați. Preacuvioasă Părinte Stareț, cuvioși preacucernici părinți împreună, slujitori, dragi pelerini, miluitori, ctitori, binefăcători și înfrumusețători de aici, din dealul mare, a Sfintei Mănăstiri Hadâmbu. Iată-ne, prin binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, reîntâlnindu-ne în duh de rugăciune în grădina Maicii Domnului. Pentru a-i cânta Maicii Domnului, pentru a privegea alături de Maica Domnului și așa cum spune troparul sărbătorii praznicului adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit-o de Dumnezeu Născătoare. Mutatul te-ai la viață fiind Maică a vieții și prin rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Acestea sunt cuvintele și mesajul profund al praznicului închinat în cinstea Maicii Domnului. Și ați venit fiecare de mai aproape sau din depărtări pentru a vă aduce și cererea, și ofranda, și mulțumirea aici, în dealul cel mare, aici unde Maica Domnului străjuiește, aici unde se petrec minuni, aici unde sunt pomenite și zi și noapte la Sfintele Slujbe toate numele pe care le treceți în pomenice și toate cererile. Cu siguranță îi cântați în duh de rugăciune
Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, că am venit, Măicuță, să te mai vedem și să ne mai vedem, să-ți punem necazurile pe care le avem, să-ți punem și bucuriile pe care le avem și să nu uitați, așa cum vă îndeamnă și Preacuviosul Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Nicodim, să-și și mulțumiți Maicii Domnului atunci când vi se împlinesc cererile. Pentru că trăim într-o lume în care știm doar să cerem și mai puțin să și mulțumim. Cerem și din stânga, cerem și din dreapta. Dacă suntem într-o suferință, mai întâi mergem poate prin toți medicii și apoi la urmă, dacă ferească Dumnezeu, nu mai avem scăpare, ne aducem aminte și de Dumnezeu. Așa cum spunea mai de mult un preot într-o conferință, îl pune pe Dumnezeu de cele mai multe ori undeva în spate, atunci când facem pregătiri pentru un eveniment din viața noastră. Ne gândim la toate lucrurile și la urmă ne aducem aminte, stai că mă ești de bismăie, ceva de pregătit și pentru biserică. Dar nădăjduim că nu pentru aceea am urcat aici să cinstim adormirea Maicii Domnului, să cântăm în miez de noapte prohodul Maicii Domnului, a punerii în mormânt. Și așa cum apostolii de la marginile lumii venit au în satul Ghețimanii pentru a o petrece pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, așa cum Maica Domnului cu 3 zile înainte fiind înștiințată de Arhanghelul Gabriel, merge în muntele măslinilor, își pleacă genunchii și se roagă. Luați rugăciunea Maicii Domnului, cântările Maicii Domnului, versurile și strofele din prohodul pe care îl vom cânta împreună în miezul nopții și puneți-le la sufletul și la inimile dumneavoastră. Sunteți în grădina Maicii Domnului, aici unde Părintele Stareț, în duh de rugăciune, a început de jos, poate de foarte jos. Aici unde Părintele Stareț nu lucrează și nu stăruiește doar în această mănăstire, ci pot să mărturisesc ca preot dintr-un sat din împrejurim. Am avut tot ajutorul, poate pe care nu speram din alte părți. Și atunci când alții m-au lăsat, Părintele a fost lângă mine. Și cu o vorbă bună și cu ajutor pentru înfrumusețarea bisericilor din jur și nu doar în satele învecinate, ci și peste hotare în Dulcea Bucovină și în Dulcea Basarab. De aceea, Părinte Stareț, în mod personal, chiar dacă n-am făcut-o până acum, eu vă mulțumesc pentru toată binecuvântarea, pentru tot sprijinul și pentru tot ajutorul pe care îl oferiți nu doar preoților, ci și pelerinilor care sunt în nevoi, în suferință și în necaz. Și celor care, și cei care călcați pragul acestei mănăstiri și lăsați aici din durerile voastre să aveți credință că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu le va auzi și le va împlini. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Scutul meu de apărare de mic copil mi-a fost Maicuța Domnului. Orice am avut, i-am spus Maicii Domnului. Și locul acesta blagoslăvit și al Maicii Domnului, care a fost un loc pustiu al nimănui, Maica Domnului l-a străjuit în acea cetate, în această cetate, în acest monument, care l-am găsit așa cum l-am găsit. Măicuța Domnului n-a mai suportat să fie, fără să fie cinstită de cei care o adoră, o iubește. Și atunci, după 33 de ani, Preacurata Maica lui Dumnezeu a lucrat atât de frumos și mi-a binecuvântat pașii să urc dealul mare și să deschid această cetate care a fost a nimănui.
Maica Domnului prin excelență este starița locului. Tot timpul am considerat-o starița locului. Ori de câte ori am nevoie de ceva, de mâncare, unde să-mi plec capul, m-am dus la icoana, în interior, la icoana făcătoare din mine și am spus, Maicuța Domnului, nu am. Ajută-mă! Și prin oameni adevărați cu frică de Dumnezeu, mi-a trimis Maicuța Domnului și iată cum arată această cetate care a fost anemănui și părăsită timp de 33 ani. A ajuns o frumoasă sirăstrie unde Maicuța scumpă se lășuiește, unde zi-noapte urcă pelerini din toate colțurile țării și chiar din afară, unde primește multă binecuvântare și tămăduire. Oricine are acest dar, această chemare, să fie noaptea aceasta aici. Vedeți că, frățile voastre, să nu uitați să mulțumiți Maicii Domnului, că va binecuvânta Paște. Deși, iată, această frumoasă mănăstire a Maicii Domnului nu are hram acum, mâine. Poporul vine evlavios către Sfânta Icoană Făcătoare să-și mulțumească care n-au avut copii, care au fost cu boli fără de leac. Zi, noapte urcă și ne spune cum s-a tămăduit sau au prunci care n-au avut prunci la Icoana Făcătoare de Minuni. Hramul mănăstirii noastre este nașterea Maicii Domnului. Acoperimântul este a bisericii noi, dar vedeți evlavia, râvna, credința dumneavoastră a celor care o iubiți și o cinstiți pe Maicuța Domnului, veniți în număr mare începând din seara aceasta, lăudându-o cu rugăciunea, cu cântarea. Și cei mai sfânt și mai sacru, în mes de noapte, unde Maicuța scumpă adună rugăciunile noastre și le duce către Fiul Său și Bunul Dumnezeu. Cântând prohodul Maicii Domnului, prohodul adormirii Maicii Domnului. N-aș dori să vă mai plictisesc, aș dori să vă rămână în minte și să rămâneți cu această râvnă, cu această străire, cu această evlavie, cu chipul Maicii Domnului întiperit în minte, în gând, că noi, cum avem nevoie de aer și lumina ochilor noștri, aici este. Și să știți că nu numai aici, și în casa dumneavoastră, și în călătoria dumneavoastră, și unde vă osteniți spre muncă, pe sudoare, dacă o chemați tainic pe Maica Domnului, o să resimțiți și simțiți prezența Maicii Domnului. Măicuța scumpă este prezentă tot timpul, atât timp cât noi o chemăm cu evlavie. Și să nu treacă secundă din viața noastră, să nu ne fie mintea la Maica Domnului. Cu Măicuța Domnului să cerem blagoslovenie, unde ne ducem în călătorie, să nu plecăm fără binecuvântarea Maicii Domnului și să rostim ușa milostivirii, deschide-o, binecuvântată Născătoare Dumnezeu, ca să nu perim cei ce ne dărgim într-o tine, ci să ne mântim pe tine nevoie, că tu ești mântuirea neamului creștin. Vă mulțumesc, iubiți pelerini, dragi pelerini. Plăcut lucru faceți frățile voastre, îmi sunteți așa de dragi. Veniți atâta distanță și mă uit la unii care vă cunosc, am cam îmbătrânit împreună. Sunteți florile din grădina Maicii Domnului. Grădina Maicii Domnului este această ogradă. Această ogradă. Iar comora este lângă noi. Nu noi am venit să o străjim pe Maica Domnului, ci Maica Domnului să ne străjească pe noi. Îmi readuc bine aminte în trecut când dormeam pe ograda mănăstirii, n-aveam unde să-mi plec capul, doar tunul acela. Cât de primită ne se pare rugăciunea și cântam până dimineața, dacă vă aduceți aminte. S-a dus clipile cele minunate. Nu mai aud cântarea în mes de noapte în fața iconei Făcătoarei Lumii. Nu mai văd sacrificii, osteneală, plecarea genunchilor în mes de noapte. Dormeau credincioșii până dimineața, aici, în ogradă, plângând la Maica Domnului. De ce vă grăbiți?
viața noastră e o grabă continuă. Ne uităm unii la alții, mâine dintre noi unul dispare. Săptămâna viitoare va dispărea altul. La anul câțiva n-o să mai fiți în ograda aceasta. Să nu uitați ce vă zic eu. Așa că prețuiți timpul. Prețuiți timpul să fiți în slujba lui Dumnezeu și să vă bucurați și să ne bucurăm cât mai avem timp. Dar știți că eu am o rugăciune. Sper că Maicuța scumpă să nu mă întoarcă față. Ajută-mi, Doamne, să-mi ajungă anii, să pot și să-ți mulțumesc, dar să mă pot și mântui. Mai lasă-mă, Doamne, să mai trăiești, să mă bucur de ce am muncit și să pot să-ți și mulțumesc pentru tot darul divin care l-a revărsat în anii care au trecut. Cât a vrea Maica Domnului, cât va vrea Preacurata Maica lui Dumnezeu, să știți că sus, spune Cartea Sfântă, ce sunt 70 de ani, primiți un dar de la Dumnezeu. De va trece 70 de ani, deja este un dar divin de la Dumnezeu. Viața însăși este un dar de la Dumnezeu. Mă bucur că văd foarte mult tineret. Cine poate să îndrăznească să spună că noi n-avem tineret credincios? Dar acest tineret credincios e datorită părinților noștri evlavioși și a bunicilor noștri. Pe mine credința în Dumnezeu m-a învățat bunica mea, Dumnezeu să ierte, că mama a fost prea necăjită cu mulți copii și poate n-a avut timp de mine, de noi, agonisind hrana noastră. Dar bunicuța mea, dragă, până și bătaie luam dacă nu mă închinam și nu făceam canonul și pravela. Iată rugăciunea bunicii, sfatul povestii bunicii, m-a adus în mănăstire. Trăirea bunicii, Dumnezeu să o odihnească. Așa și tineretul din ograda mănăstirii, din ograda bisericii, din curtea bisericii. Toți care parcurg și se duc spre Sfânta Biserică, liturghie, să vede formarea spirituală din părinții evlavioși. Ferească Dumnezeu câți părinți triști, întristați am întâlnit, care ne roagă să ne rugăm să-i aducă Dumnezeu pe copiii la credință, că s-au rătăcit și nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Ori mama, tata, soțul, soția, pruncușorii, fii, fiicile, care sunt în fața Sfântului Altar a Maicii Domnului, câtă blagoslovenie, câtă bucurie sfântă, cât dar și har este în acea familie și în acea casă, când cu micul mare mergem spre biserică, spre cină, spre Sfânta Liturghie. Rog pe Maicuța Domnului în această zi mare, binecuvântată a Domnului Maicii Domnului, să vă răspătească, cum va ști mai bine, tuturor care veți trece prin fața Sfintei Icoane Făcătoare din Luni, cu cererea frăților voastre, cu lacrimi frăților voastre, rugându-vă și pentru cei care din pricini binecuvântate nu s-au întâmplat să fie prezenți în seara aceasta. Măicuța noastră, te rugăm, permite să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu ne lăsa, măicuță, să merim pe cale, lacrimilor tale. Cu toții cântăm aici, Doamne. Nu ne lăsa, măicuță, să mirim pe cale, căci noi suntem vii lacrimilor tale. Călător pe marea lacrimilor tale,
nu ne lăsa, măicuță, să ferim pe cale, căci noi suntem vii lacrimilor tale. Tu ești aua mare, ce i-a drum să treacă, și cine se roagă, nimeni nu se neamcă. Nu ne lăsa, măicuță, să ferim pe cale, căci noi suntem vii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, măicuță, să ferim pe cale, căci noi suntem vii lacrimilor tale. Am venit, măicuță, cu draga venit, la tale voi codru, la locul sfințit. Am venit, măicuță, să strigă-ntr-una, după-l ajutor, ne-a spus și durere.